În cadrul acestei ediții s-au acordat premii pentru omul politic al anului președintelui PSD Victor Ponta și vicepreședintelui PNL Mihai Voicu, premiul de excelență în administrația publică locală primarului municipiului Târgu Jiu Florin Cârciumaru, iar senatorul liberal Norica Nicolai a primit un premiu pentru cultura românească, deoarece datorită ei s-a organizat în Parlament primul congres Dimitrie Cantemir. Momentul nostru de românism, de suflet, când în Parlamentul European, grație prietenilor noștri de la Moscova, și există un om aici căruia îi datorăm foarte mult, domnul Barbu, am putut avea manuscrisele românești ale lui Cantemir. Cantemir, unul din marii creatori ai Universului European, Cantemir, unul din marii noștri români. La eveniment au fost prezenți marele maestru al Nailului Gheorghe Zamfir și Dumitru Forcaș, care a susținut un moment artistic la Taragot pentru cei prezenți. Evenimentul a fost organizat de Academia Internațională Mihai Eminescu, Universitatea Craiova, și a fost susținut de gazda decernării premiilor Dian Popescu.